Bucurie mare! De Paște dăm cărucioare! Vii la Catena pentru tratamentul lunar și poți câștiga unul dintre cele 30.000 de cărucioare. Cum? Simplu! Iei tratamentul, completezi talonul, îl pui în urnă și te pregătești de Paște. Farmacia inimii Catena. Te voi ne iubi, Kyrie mi. Oră de oră, toată lumea așteaptă o veste mai bună. La orice oră din zi și din noapte, vrei să vezi o luminiță de pace. Vrei să știi că va fi bine. De asta suntem aici, pentru tine. De asta ne urmărești dimineața și seara. La prânz și la miezul nopții. Și îți mulțumim că suntem aici cu toții. Ai privit și ai simțit. Te-ai rugat și ai ajutat. Și cel mai important, aici ai aflat. Și aici vei afla tot ce ține de viața ta. Slavă Ucrainii! Suntem aici. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne aflăm în incinta de Vamol, Saldor, unde se desfășoară o nouă confruntare a liceelor din cadrul concursului județean de cultură generală Citești și Câștigi, ediția a 8-a. Concursul este organizat de către Biblioteca Județeană Ovidensușeanu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și al complexului de Vamol și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara. Concursul este transmis de către echipa True Art Promotion și difuzat pe postul de televiziune Antena 3 Deva, iar sonorizarea este asigurată de către Bell Sound Studio. Au fost puse în joc premii importante. Pentru locul întâi, 8 biciclete eliptice speciale, pentru locul al doilea, 8 spin bikes, pentru locul al treilea, 8 stepere cu ghidon, pentru locul al patrulea, 8 pachete de fitness, fiecare pachet conținând un covoraj yoga exclusiv plus, o roată de exerciții dublă și o coardă de sărituri speed, 8 locuri în Tabăra Națională de Istorie și Civilizație Dacică și Romană de la Costeș, Pregnul Juriului, și 200 de pachete cu cărți, trofee, diplome, precum și premii surpriză, care vor fi atribuite prin tragere la sorți chiar în ziua marii finale.
Acordarea acestor premii este posibilă datorită sponsorilor: Cofetăria Arta Deva, Seceano Rom Serele Hunedoara, Banca Comercială Română, Bistrolex Deva, Restaurant Castelo Deva, Tipografia Sece Colofon prin Serele Deva, Restaurant Etichet, Eurosport DHSSA, Magazin Fishing Center Deva, Ingeco Serele, The Refresh Deva, Rom Insurance Broker de Asigurare, Sece Supercom SA și Sece Toptec Serele Deva. Juriul concursului este format din domnul Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovid Densușanu Hunedoara Deva, doamna Camelia Mestecănean, bibliotecar, și domnul Daniel Oprean, analist programator. Astăzi avem alături de noi echipa Liceului Teoretic Mircea Eliade din Lupeni, formată din elevii Temelie Anca, Băicănescu Daniel, Gabor Delia, Hriașu Georgiana, Ciobănescu Antonia, Tragnic Timotei și Condoiu Cristian, coordonați de doamna profesoară Anca Hams, și echipa Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșan, formată din elevii Cârneală Edmond Ciprian, Carp Lorand, Cici Andrei, Hopărtean Luciana Ramona, Ciubotărescu Cristian, și este această echipă coordonată de doamna profesoară Bianca Pato. Înainte de a trece la desfășurarea concursului, o să vă reamintesc regulamentul. Pe parcursul unei confruntări, concurenții vor răspunde la un set de 30 de întrebări din cele 5 domenii: științe, generalități, artă, sport, literatură, geografie, istorie. Se vor adresa întrebări care vor avea fie 4 variante de răspuns, din care doar o variantă este corectă, fie întrebări cu răspuns adevărat, fals. 15 întrebări vor fi alese din temele stabilite de organizatori, iar 15 vor viza cunoștințele acumulate de elevi școlar și extrașcolar. Întrebările și variantele de răspuns vor fi afișate pe ecranul de proiecție pentru ambele echipe. Liderul de grup va alege răspunsul pe laptopul aflat în față, iar la expirarea timpului, varianta aleasă va apărea automat pe ecran. Timpul alocat unei întrebări și răspunsul este de 1 minut. În acest timp puteți oricând să anulați răspunsul ales, iar când timpul expiră, ecranul se va bloca. În clasamentul general pe grupe, pentru fiecare dispută câștigată se vor acorda 3 puncte. Echipele aflate la egalitate vor primi 1 punct, iar echipa care va pierde nu va fi punctată. Nu uitați că pe parcursul competiției puteți folosi o rezervă, cu condiția ca schimbarea să fie anunțată înainte adresării unei întrebări, iar rezerva va rămâne în concurs până la final. Mult succes! Să vedem prima întrebare. Cine a fost conducătorul babilonian care a cucerit orașul stat Larsa în anul 1763 înainte de Hristos? A. Hammurabi, B. Nabucodonosor al II-lea, C. Asurbanipal, D. Ramses al II-lea. Să vedem varianta corectă, și este vorba într-adevăr de Hammurabi. Așadar, punctul merge la Liceul Teoretic Mircea Eliade. Întrebarea numărul 2. Care dintre științe studiază ereditatea și variabilitatea organismelor? A. Paleontologia, B. Genetica, C. Ecologia, D. Biochimia.
Varianta corectă este cea aleasă de voi, și anume genetica. Întrebarea numărul 3. Cine sunt cei care au salvat manuscrisele lui Aristotel și l-au readus în Europa în secolele 12-13? A. Călugării de la Athos, B. Gânditorii arabi, C. Împărații Traian și Hadrian, D. Gânditorii chinezi. Varianta corectă este B. Gânditorii arabi. Nu primiți la această întrebare nici un punct. Trecem mai departe la întrebarea numărul 4. Unde a fost studentă Marie Curie? A. Lyon, B. Sèvres, C. Sorbona, D. Anvers. Ambele echipe aleg varianta C, Sorbona, și este corect. Trecem la întrebarea numărul 5. Vânturelul este o specie de șoim. A. Adevărat, B. Fals. Ambele echipe aleg varianta corectă. Mergem la întrebarea numărul 6. Haute couture este un termen care desemnează hainele produse în fabrici și vândute în stare desăvârșită și talii standardizate în magazine. A. Adevărat, B. Fals. Varianta corectă este B. Într-adevăr, prêt-à-porter este termenul care desemnează hainele produse în fabrici și tariile standardizate. Mai departe, întrebarea numărul 7. Cum se numește gruparea de celule întâlnite la animale, strâns unite între ele, care au aceeași formă și structură și îndeplinesc aceeași funcție? A. Organ, B. Aparat, C. Sistem, D. Țesut.
Ați ales varianta corectă. Scorul este în acest moment de 6-4 în favoarea Liceului Teoretic Mircea Eliade din Lupeni. Întrebarea numărul 8. Satul natal al scriitorului Marin Preda este A. Talpa, B. Lancrăm, C. Siliștea Gumești, D. Salcia. Ambele echipe aleg varianta corectă. Ce Siliștea Gumești. Trecem la întrebarea numărul 9. De câte ori a câștigat turneul final al campionatului mondial de fotbal echipa care a organizat competiția? De 6 ori, de 4 ori, niciodată sau de 3 ori? Varianta corectă era A. Mergem la întrebarea numărul 10. În ce an s-a născut Giuseppe Verdi? A. 1822, B. 1813, C. 1867, D. 1902. Ambele echipe aleg varianta corectă, 1813. Întrebarea numărul 11. Cine a tăiat nodul gordian, nereușind să-l dezlege și a putut, conform oracolului, să cucerească o parte a Asiei? A. Cezar, B. Alexandru Macedon, C. Ramses al II-lea, D. Hannibal. Vedem ce ați ales. Ați ales varianta corectă, B. Alexandru Macedon. Întrebarea numărul 12. Care dintre următoarele ape se varsă în Marea Caspică? A. Don, B. Nipru, C. Volga, D. Dunărea.
Varianta corectă este cea aleasă de voi, Volga. Întrebarea numărul 13. În ce perioadă de timp încadrăm arta gotică? A. Secolele 10-12, B. Secolele 9-11, C. Secolele 11-13, D. Secolele 12-15. Varianta corectă este cea aleasă de voi, și anume secolele 12-15. Mergem la întrebarea numărul 14. Care dintre următoarele nu este o manifestare a câmpului electromagnetic? A. Lumina, B. Electricitatea, C. Accelerația gravitațională, D. Magnetismul. Să vedem ce ați ales. Ați ales, din păcate, răspunsul greșit. Este vorba de ce? De accelerația gravitațională. Nu-i nimic, mergem la întrebarea numărul 15. Care este capitala Letoniei? A. Vilnius, B. Tallinn, C. Helsinki, D. Riga. Varianta corectă este D, Riga. Am ajuns la jumătatea concursului, a întrebărilor. Ați parcurs până acum 15. Facem și o schimbare. Am parcurs până acum 15 întrebări. Scorul este de 11-10 în favoarea Liceului Teoretic Mircea Eliade. Pe cine vreți să introduceți în echipă? Ciobănescu Antonia, locul lui Anca Timelie. Poate să intre. Până atunci vreau să vă reamintesc că acest concurs este organizat de către Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și al Complexului Deva Mall și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara. Putem să continuăm. Întrebarea numărul 16. Cine este eroul pomenit de Homer în debutul Iliadei? A. Agamemnon, B. Ahile, C. Ulise, D. Menelau.
Varianta corectă este B, ahile. Și acum avem egalitate 11 la 11. Întrebarea numărul 17. Cum se numește peninsula aflată în nord-estul Australiei între Marea Coralilor și Golful Carpentaria? A. Peninsula Cape York, B. Peninsula Labrador, C. Peninsula Malacca, D. Peninsula Jutland. Varianta corectă este cea aleasă de voi, A, peninsula Cape York. Întrebarea numărul 18. Care este sinonimul cuvântului cerbicie? A, modestie, B, erudiție, C, orbire, D, încăpățânare. Varianta corectă și cea aleasă de voi este încăpățânare, într-adevăr. Următoarea întrebare. Cel mai mare arhipelag al lumii este cel japonez. A. Adevărat, B. Fals. Varianta corectă este B. Întrebarea numărul 20. Beowulf este un poem epic anglosaxon scris în engleza veche între secolele 8-10. A. Adevărat, B. Fals. Varianta corectă este A, adevărat. Următoarea întrebare. Care a fost prima ediție a Jocurilor Olimpice în care s-a organizat o competiție feminină de polo pe apă? A, Jocurile Olimpice de la Rio 2016, B, Jocurile Olimpice de la Atena 1896,
C. Jocurile Olimpice de la Sydney 2000 sau D. Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996. Varianta corectă este C. Jocurile Olimpice de la Sydney 2000. Punctul merge la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni, care conduce cu scorul de 16 la 13. Întrebarea numărul 22. În ce județ se găsește lacul Sfânta Ana? A. Covasna, B. Mureș, C. Harghita, D. Neamț. Varianta corectă este cea aleasă de voi, județul Harghita. Întrebarea numărul 23. Cum se numea conducătorul musulman care a cucerit Ierusalimul în toamna anului 1187 după Hristos? A. Harun al-Rashid, B. Kerboga, C. Nur al-Din, D. Saladin. Varianta corectă este cea aleasă de voi, Saladin. Întrebarea numărul 24. Care dintre următoarele stațiuni montane nu se află în județul Hunedoara? A. Rânca, B. Straja, C. Parâng, D. Râușor. Ambele echipe aleg varianta corectă, Rânca, care se află în județul Gorj. Mai departe, lucrarea Meșterul Manole, scrisă de Lucian Blaga, este A. O baladă, B. O dramă, C. Un eseu filosofic, D. O culegere de texte critice.
Varianta corectă este o dramă. Mergem mai departe, la întrebarea numărul 26. Care dintre cele două orașe antice, Pompei și Herculaneum, distruse în urma erupției vulcanului Vesuviu, a fost descoperit primul? A. Pompei, B. Herculaneum, C. A fost descoperite în același timp, D. Nu se cunoaște anul descoperirii. Varianta corectă este Herculaneum. Într-adevăr, a fost descoperit în anul 1709, iar Pompei aproape 50 de ani mai târziu. Așadar, punctul merge la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni, care are 20 de puncte strânse, iar cei de la Liceul Tehnologii Dimitrie Leonida din Petroșani, 17 puncte. Mergem la întrebarea numărul 27. Cine este autorul volumului de poezii și povestiri Cartea cu jucării? A. Marin Sorescu, B. Gelu Naum, C. George Coșbuc, D. Tudor Arghezi. Varianta corectă este cea aleasă de voi, Tudor Arghezi. Întrebarea 28. Rudolf Nureyev a fost un foarte cunoscut și apreciat. A. Actor, B. Compozitor, C. Balerin, D. Regizor. Rudolf Nureyev a fost unul dintre cei mai mari și mai talentați balerini ai secolului 20. Nu primiți niciun punct aici, mergem la întrebarea numărul 29. Ce pasăre este simbolul familiei corvinilor? A. Vulturul, B. Agvila, C. Cioara, D. Corbul.
Ambele echipe aleg varianta corectă D. Ultima întrebare. A. C. Cuza și Corneliu Zelea Codreanu au fost fondatorii Ligii Apărării Național-Creștine în anul 1923. A. Adevărat. B. Fals. Varianta corectă este cea aleasă de Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni, care câștigă acest meci cu 23-19 și obțin, să vedem câte puncte în clasamentul general, 6 puncte. Au răspuns corect la 41 de întrebări și se califică în optim. Aș vrea să mulțumesc încă o dată sponsorilor acestei emisiuni, Cofetăria Arta Deva, Sece Anorom SRL Hunedoara, Banca Comercială Română, Bistrolex Deva, Restaurant Castello Deva, Tipografia Sece Colofon prin SRL Deva, Restaurant Etichet Deva, Eurosport DHS SA, Magazin Fishing Center Deva, Ingeco SRL, The Refresh Deva, Rom Insurance Broker de Asigurare, Sece Supercom SA și Sece Top Tech SRL Deva. Și să vă invit să urmăriți de la ora 14 confruntarea dintre Colegiul Național Iancu de Hunedoara din Hunedoara și Liceul Teoretic Silviu Dragomir din Ilia, iar de la ora 15 Colegiul Național Decebal din Deva va întâlni Liceul Tehnologic Ovid Densusianu din Călan. Vă mulțumim! Tehnologie prin inovație este sloganul prin care brandul Nicomi a inaugurat azi al 22-lea showroom din România la Hunedoara. Brandul Nicomi, unul din liderii naționali în producția de ferestre și uși din profile Rehau și Aluplast Germania, este aflat în plină expansiune, cu o viziune modernă bazată pe soluții inteligente, calitate ireproșabilă și orientare spre viitor.
Împreună cu fabrica Nicomi, cu ajutorul domnului Gabriel Bumbuc, am hotărât să deschidem un showroom profesionist în Hunedoara pentru a oferi clienților